căricioară de mână, o sanie de la noi din zonă, o piu, aici se pisa macul, grâu, muca, sare, ce aveau ei nevoie și... Toate mai mare, așa. Da, e manual făcută și tot felul de coveți, toate erau făcute din trunchi. E ca un gen de dovleac. Ah, uscat, da. Da, și aici înainte tăiau aici așa și țineau sarea. Se cheamă tivdă. Da? Da, dar acum nu știu că nu mai... Asta e o vânturătoare. Aici nu erau damigene și duceau vinul... Aici țuica, aici gealăie pentru varză, aici o râșniță de făcut făină de porumb, aici o lădiță de ținut făina, aici calapoate de opinci, de cizme, de pantofi, aici cum se repară pantofii, aici ustensilii de tăiat porcul. Înainte porcul nu se pârlea, se opărea în covețele alea mari, se... Punea lănțișorul ăsta pe sub el și se purta așa încolo și încoace și scoteau părul de pe porc și făceau perii de văruit. După aia venea cu cuțitul și jupea șoricul și făceau opinci. Asta e mașină de cârnaț, aia e de șuncă presată, aici cu cuțitele astea jupeau șoricul așa, aici tocau cocenii și acolo tocau fânul pentru făcut... cișcă la animale, din lemn, plugul așa, coarnele alea, tot din lemn, coasa. Ăsta este primul suc de albine, tot așa, un trunchi de copac cioplit și aici se introducea fagurii cu mere și așa, ăsta este a doilea și ăsta este a treilea. Ăla la noi în zonă se cheamă stupar sau roielniță. Când roiau albinele, puneau da, să fie prinsă regina. Cârpă cu fum și le aduna pe toate la un loc și după aia cu măturițe le dădea în stuparul ăsta și le introducea în stup. Aici stâna de la noi din zonă, astea sunt bărbânți în care se bătea brânza, se bătea cu baiul. Ce gâză mare! Se bătea bine, bine, ca să nu intre aerul să se strece. Aici un ham pentru cal, o șa din lemn, un jug pentru boi. Și aici interiorul stânii. Aici mulgeau vacile, oile, punea laptele aici, îi dădea cheagul și bătea cu braiul ăsta și mesteca cu lingurile alea și făcea cașul. Dincolo făcea urda. Aici mulgeau oile din culvacile și aici măsuța, stăunelul, care le foloseau ciobene. Alea sunt curele din piele pentru ciobeni, că ei nu puteau purta nici din alea cu margele, deci brâie. Aici bota asta, cum zicem noi, ciobeni stând cu oile fiecare și-o personaliza și-o împistrea. Aici trâmbița care... Seara, dacă li se părea că nu scoate oile la stână, cânta din trâmbița aia, oile auzeau și erau... Aici, câteva păsări păiate de la noi din zonă, cu coșul de munte, fazanul, căzănița, bufnița, un portmistreț, câteva tablouri cu scene de vânătoare. Aici un om a prins un iepuraș, nu cu pușca, cu botă ceva și l-a prins vânătorii și îl pedepsește. Acolo troică rusească atacată de lupi, un peisaj cu cerbi, lupi, căprioară. Aici câteva obiecte de pescuit, ci că înainte era atât de mult păstrăv că iarna cu toporașul ăla făcea așa o copcă și cu furculița aia prindea câte doi păstrăvi sau vara. Cu cofița asta îi mai punea o plasă deasupra și o punea așa într-un colț și o îngrădea cu pietre bine. Peștele intra acolo, apa ieșea și peștele rămânea.